Boli influențate de factorii de mediu și de propriul comportament. Alergiile și astmul. Resursă educațională pentru clasa a 8-a. Alergiile reprezintă reacții ale sistemului imunitar la anumiți factori externi numiți alergeni. Printre cei mai cunoscuți alergeni se numără polenul, praful, peștele, nucile, părul de animale și mucegaiurile. Când alergenii intră în organism, pot apărea procese inflamatorii care se traduc prin strănut, lăcrimarea ochilor, rinită, afecțiuni cutanate. Astmul este o boală cronică care se traduce prin căi respiratorii ce se îngustează, cauzând tuse și dificultăți respiratorii. Factorii care provoacă astmul sunt factori de mediu, dar și factori genetici. Boala nu poate fi vindecată, dar poate fi ținută sub control. Prevenția și tratamentul astmului și alergiilor se poate face prin descoperirea factorilor declanșatori și limitarea contactului cu aceștia, aerisirea locuinței sau spațiului de lucru, practicarea unor activități fizice potrivite organismului, folosirea, la nevoie, a unor medicamente recomandate de medic pentru ameliorarea simptomelor, păstrarea unei igiene corespunzătoare și limitarea contactului cu persoane cu infecții virale. Colaborați cu colegii și realizați o prezentare multimedia despre bolile respiratorii influențate de factorii de mediu, adică despre astm și alergii. Spor la lucru!